nimeni alta decât Ioana Ginghină, care în fiecare marți vine pe la noi. O cunoașteți, mămică, actriță, femeie trecută prin viață, corect? Da, da. Corect, da. Perfect. Și îl avem alături de noi pe profesorul universitar Ion Ovidiu Pânișoară, doctor în științele educației, din postura de expert în educație. Bună ziua și bine ați venit la noi la emisiune. Mulțumesc. Mai ales că suntem amândoi din Târgu Jiu. Exact. Corect. Iar aceasta este una dintre cărțile pe care domnul profesor ne-a adus-o, și anume Enciclopedia metodelor de învățământ. Așa arată. Oameni buni, lucrăm la nivel înalt astăzi la emisiune. Iată ce oameni senzaționali avem alături de noi. Și chiar o lume a emoțiilor. Aici un joc, o poveste foarte interesantă pentru copii, corect? Absolut. Bun, plecăm de la două știri care au apărut în presă și vrem să vedem ce spun și cei de acasă. Vă spun eu prima, la Oradea. Oradea a obținut prin instanță, deci la un elev de liceu din Oradea, a obținut despăgubiri de la un coleg care l-a bătut. Avem imaginea acolo. Un elev de gimnaziu din Iași a obținut tot prin instanță și ștergerea în note 1 din catalog. Asta e partea a doua. Și acum avem aceste două subiecte. Deci, odată unul a luat bătaie, s-a dus la judecată și a obținut, iată, despăgubire. Avea 16 ani, era la liceu. Cum vi se pare treaba asta? Mie mi s-ar părea normal să se mai întâmple lucruri din astea până se ia o decizie la nivel înalt, ca să zic așa, să existe o lege a pedepselor clare ce se întâmplă în caz de genul ăsta de bullying. Îți spun de ce zic asta. Acum vreo 2 ani, la Colegiul Național Goethe, unde învăța fetița mea, în clasă la ea, un băiat i-a băgat foarfeca în mână altui băiat. Și nu s-a întâmplat nimic, deci nici măcar nota scăzută la pultare, pentru că s-a mușamalizat așa în clasă, haideți că e băiat bun, haideți că să vedeți, haideți că vedem cum facem să fie bine, și nici măcar nota scăzută la purtare nu a fost luată ca măsură. Eu am vorbit cu mama băiatului care a fost rănit și i-am zis, nu vrei să faci nimic, adică nu poți să-l lași așa, că nu știi ce, adică celălalt măcar ar trebui să facă psihoterapie, să, uite, nu numai a primit asta, bani. Asta ți s-a întâmplat ție, aici băiatul care a fost bătut a avut nevoie de 5 zile de spitalizare. Păi asta, și vezi? Practic în prima instanță de îngrijiri medicale în spitalizare. Și în prima instanță a câștigat 25.000 de lei, iar apoi instanța de apel a dat 3.000 de lei. Cum vi se pare toată povestea, domn profesor? Acum, lege anti-bullying avem. Există o lege anti-bullying, am participat un pic la normele metodologice aceste legi. Într-adevăr, noi nu punem nimic în practică. Asta avem în România. Avem legi care nu funcționează. Da. Pentru că dacă le-am pune în practică, da, nu e deloc prima. Dacă le-am pune în practică, lucrurile ar funcționa. Pe de altă parte, ceea ce nu facem în România, dincolo de să amendăm excesele, noi nu facem nimic, vorbeam despre emoții, cu managementul emoțiilor acestor copii. În fond, și agresorul nu știe să-și canalizeze emoția, furia, și vom avea cazuri pe care, într-adevăr, le amendăm. Copilul câștigă niște bani, dar trauma copilului care a fost bătut, cine o plătește? Că nu putem plăti în bani. Și atunci, dacă nu găsim o soluție să echilibrăm pe undeva, încât omul respectiv să știe cum să gestioneze un conflict, cum să gestioneze și celălalt și victima, că și victima câteodată nu știe ce să facă atunci când agresorul creează conflictul. Noi nu învățăm nimic la școală decât matematică, chimie, geografie, ceea ce este bine, dar să învățăm să fie oameni, să învățăm să funcționeze și, în ultima instanță, dați-mi voie să mai deschid un mic câmp de discuție. Gândiți-vă știrea care s-a rostogolit ieri privind generația Z, care, în ultima instanță, nu are abilități de comunicare. Au fost niște cercetări că nu are abilități de comunicare și este dat afară de la serviciu. Păi de ce nu facem asta în școală? De ce nu dezvoltăm și omul, nu doar profesionistul, nu doar individul care să știe informații? Și asta cu școala, cum vi s-a părut aici cu amenda? Vi s-a părut o treabă că e normal, le-a dat în judecată, domnule, să obțină, nu? Părinții au dat în judecată. Trebuie să existe consecințe, cu siguranță. Dreykuls, un autor în domeniul psihologiei, spunea legea consecințelor logice. Copilul trebuie să învețe că dacă pune mâna, dacă bagă în priză, există o consecință, se întâmplă ceva. Exact. Și în viața socială trebuie să fie la fel. Ai făcut un lucru, există consecință. Dacă tu cunoști că există o consecință, te teme oarecum de acea consecință, atunci poate te gândești de două ori să faci lucru. Viitoare, cu siguranță, da. Dar Ioana spunea ceva mai devreme, că el, când a avut problema la Goethe, s-a mușamalizat acolo, la școală, toată povestea asta. Din păcate se poate întâmpla acest lucru și se va întâmpla în continuare. Putem face oricât de legi bune, știți cum e, lacătele sunt pentru oameni cinstiți. Deci, în ultima instanță, dacă într-adevăr nu schimbăm ceva la nivelul mentalului social, pentru că noi suntem obișnuiți să spunem, las că merge și așa. Ce s-a întâmplat, vorbiți de acea situație, dar ce s-a întâmplat cu copilul care a înjunghiat o profesoară? Se întâmplă astfel de cazuri, cea de japoneză. Dar de ce să se mușamalizeze chestiile astea la școală? Scade ratingul școlii, se întâmplă ceva, adică care e interesul?
dar nu, aici în cazul ăsta a fost... Se tem, nu? De ce? Că da, e copilul lucutare. Da. Se tem de copilul lucutare, se tem de scandal, se tem de imaginea proastă. Până la urmă e pe sistemul, știți cum e, noi avem și expresia asta românească, oala acoperită nu se vede ce înăuntru, da? De în ultima instanță, hai să acoperim oala, hai să nu spunem că avem probleme. Atunci când există probleme, de obicei, ce face managerul, ce face și inspectoratul? Se duce și aplică sancțiuni. Niciodată nu vine cineva să spună, ai o problemă, hai să te ajut. Nici copilul nu are curajul la școală să spună, doamnă, eu nu știu despre ce este vorba. A, nu știi? Patru. Nu, dacă nu știu, ajută-mă să învăț, să aflu. În cazul ăsta tot așa, că am vorbit cu mama copilului și zicea, mai vine clasa 8-a, diriginta, să după aia să nu-i dea note proaste, să-i facă rău, că notele contează media la după aia pentru să intre la liceu și hai, na, lasă așa. Și ideea e că atunci poliția a venit la spital și a întrebat, vreți să faceți plângere penală? Că erau cu patru, au fost patru copci la rana respectivă. Și a zis, nu, hai să lăsăm așa. Dar eu mi-am pus întrebarea dacă copilul ăsta are putere să dea așa, cu o foarfecă la școală, se poate întâmpla ca peste ani, adică copilul, agresorul ar trebui să facă terapie măcar, adică să se ia măcar o măsură. De acum e obligat să facă jumătate de an terapie la un psiholog. Știți că spune... Mesaje de la telespectatori, vă rog, să nu vă întreb. Doar 10 secunde, că era în continuare de ceea ce spunea, e o chestie foarte interesantă. Nu e dreptul profesorului să oprească acel comportament. Sunt niște studii care spun că este dreptul copilului. Noi încălcăm un drept al copilului în momentul în care nu oprim un comportament deviant. Știți de ce? Că mai târziu acel copil devine un adult care nu se integrează în societate, nu are un job bun, nu are o familie în regulă, va avea consecințe și atunci ce am făcut? Eu lăsându-l să treacă lucrurile așa, i-am încălcat un drept. Dreptul să fie un om de succes, să fie un om fericit. Eu încalc dreptul dacă acum nu-i pun limite. Da. Cineva zice, în toate școlile este bullying, eu am făcut consiliere cu copilul 3 ani din cauza aceasta, pentru că școala nu face nimic, se mușamalizează totul, directorii și profesorii se tem că își pierd scaunele. Corect, așa este, are dreptate. Sunt telespectatori care ne dau aceste mesaje. Părerea mea e că cel care a dat bullying trebuie pedepsit corespunzător. Sunt multe mesaje de oameni care au trecut prin așa ceva. Eu am sesizat la școală cazurile de bullying. Știa și consilierul școlar. Diriginta m-a rugat să nu fac nimic, ca elevul respectiv trebuie să dea la liceu militar. Am fost la director, iar acesta mi-a spus ce să fac, doamnă. Și fata mea este jignită, eu ce să fac? Răspuns de director. Vai de noi, director și profesori sunt primii care pot opri acest fenomen, dar le e lor treamă, nici ei nu pot să facă. Nu au toate instrumentele până la urmă și, într-adevăr, există și o teamă. Noi avem teama generalizată. Ați văzut ce se întâmplă dacă se întâmplă ceva pe stradă? Să nu intervin. Lasă să treacă lucrurile mai departe. Mă descurc. Expresia asta nu e în regulă. Păi ce să facem, domn profesor, să zicem așa, că o luăm cu învățământul, să zicem, ștergem tot și să se construiască totul de la zero. Cum ar trebui să arate? Păi ar trebui, în primul rând, știți că avem foarte multe candidatice bune, dar nu se văd de cele rele. Adică sunt oameni care, ca în orice, ca și în politică și peste tot, și în politică există foarte mulți oameni buni, dar îi vedem pe ceilalți. Și atunci, haideți să regândim un pic menirea fiecăruia și să-i dăm instrumente. Să dăm profesorului instrumente. Că v-am dat cartea cu Enciclopedia Metodelor de Învățământ. Păi, sunt multe metode interesante, dar n-ai timp, pentru că cineva construiește niște programe pline de informații. Profesorul nu poate să facă și educație la școală. Profesorul doar transmite informații. Este o alergare, o cursă extraordinară. Elevul se preface că învață, elevul se preface că predă. Cam asta este, dar nu-i devine profesor. Profesorul știe ce are de făcut, dar trebuie cineva să-l și lasă să facă. Da. Asta tot susțin eu, că educația se face acasă, profesorul eventual îți dă o informație și te învață, dar educația trebuie să vină de acasă. Educația, cum să te porți cu colegii în jurul tău, cum să te porți cu profesorul, cum să te comporți cu... Chiar mă, pe vremea mea era ore de dirigenție, acum nici nu mai sunt. Sunt ore de consiliere, dar problema este că și profesorul, încă o dată spun, trebuie să-i recâștigi sau să fie pus autoritatea. De ce va spune profesorul? Vine, cheamă pe părinte și spune, copilul tău n-a făcut ce trebuie. Și părintele spune, ieși. Da. Așa l-am învățat eu, câteodată există și perspectiva asta. Să reușească în viață. Da, și mie mi-au zis la actorie, a venit un copil, a făcut o criză de nervi, că nu vrea să se încalțe, de ea mi s-a spart vasul de ceva la ochi. Și m-am uitat așa, de ce nu-i faceți nimic? Vreau să fie cu tupeu în viață. Exact. Cum așa, să-i se spargă vasele? Da. Pentru că nu avem o școală a părinților. Da. Cineva ce ne trebuie consiliat și copilul agresor și părinții lui. Din păcate sunt părinți care nu știu cum să-și educe copiii și devin agresori. E adevărat că mulți n-au nici timp să stea cu copiii cât trebuie. Și nici nu știu ce să facă. În momentul în care apare criza adolescentină, că sunt mulți copii, avea 16 ani, deci e criza adolescentină. Fără momentul ăla în care vrei să te rupi de adult, care ești împotrivă. Mulți părinți habar n-au ce să facă cu acest copil care dintr-o dată nu mai pare să fie copilul lor. Dintr-o dată respinge tot și spune nu mai vreau nimic. Și părintele spune, nu mai știu ce să fac. Vine la școală și spune, luați-l voi. Și școala n-are timp să le duce. Și atunci nu le mai educă nimeni decât
eventual televizorul, Doamne ajută, pentru emisiuni bune. Mie mi se pare mulțumim. Că trăim în epoca în care părinților le este frică de copii. Adică ți-e frică să-i faci educație, că să nu plece de acasă, să nu se apuce de droguri. Adică am auzit părinți, nu vreau să-i zic așa că dacă cumva îmi pleacă de acasă sau dacă după aia o ia razna. Sau... Păi tata, tu ești omul care trebuie să ții hățul să nu plece de acasă și să-ți cunoști copilul. Cineva zice, profesorilor le este frică de elevi și de părinți. Pentru toate cererele sunt învinovățiți profesorii. Da, da, din păcate, dar nici măcar părinții nu neapărat sunt de vină, nici măcar elevii nu sunt de vină. Sistemul, atunci când e construit, el trebuie să aibă instrumente pentru toți. Și atunci omul se integrează. Pentru că dacă vreți, o să vă dau anumite exemple de școli private în care există niște regulamente de o anumită factură, care ar părea pentru școlile publice foarte îngrădesc. Și totuși, am discutat la un moment dat cu un director de școală privată și am spus, domne, care aplicați sistemul la fără telefoane mobile la oră, încă de acum mult timp. Și am spus, da, am pierdut niște părinți la un moment dat, dar au mai rămas ceilalți. Pentru că pentru ei am făcut chestia asta. Și atunci, fă asta la sistemul public. Construiește ceva încât să-i dai putere sistemului, în același timp convinge părintele. Pentru că părintele, știți cum e, ca și expresia și la elev, elevul trebuie să fie convins, nu învins. Nici părintele nu trebuie să fie învins. Părintele trebuie să fie convins că la el, acolo, la școală, e cel mai bine pentru elev. Trebuie să explici. Trebuie să înțeleagă că ceea ce faci tu e pentru viitorul copilului lui. Nu este pentru tine. Nu e că vrei tu să scapi de un elev turbulent, cum era cu școlile, cu clase de detenție. Iarăși o prostie. Întreabă cineva ce înseamnă, era mai devreme pe burtieră, educația adusă la tribunal. Păi uite ce s-a întâmplat. Un copil a luat nota 1 la muzică, corect? Iar părinții s-au adresat instanței, au făcut, mă rog, plângere întâi la școală, au făcut la inspectorat, n-au primit niciun rezultat pozitiv și atunci s-au adresat tribunalului din Vaslui, care, iată, au anulat nota 1 din catalog la muzică. Cum vi se pare? Până la urmă este un drept. Povestea. Da, știu speța. Este un drept al părintului și al copilului în ultimă instanță. Nota 1 de obicei are sens corectiv de a corecta un comportament. Deci dacă copilul a greșit ceva, în ultima instanță spunea a greșit să pună note, dar măcar le știe, nu? Adică era de 1? Nu știu dacă îmi pun acest semn de întrebare. Și în ultima instanță am înțeles că acel copil sau subiectele nu erau din programă. Deci dacă luăm toate aceste elemente, da, într-adevăr, și profesorii mai greșesc. Se pare tare de tot. Părinții s-au gândit să se ducă, să dea în judecată școala acolo și să-i șteargă nota 1 din catalog. Dar eu îmi pun o singură întrebare. Totuși, așa cum eu țin foarte mult cu profesorii, dar există și situația asta. Chiar părintele inițial s-a dus la școală. Nu a putut să discute cu profesoara. Eu, ca profesor, i-aș fi anulat nota și aș fi spus, perfect, să mai dea o dată examenul. Hai să discutăm împreună. Hai să veniți și voi să vedeți când dă copilul examenul. Cred că sunt și orgolile profesorului și orgolile părintele. Exact, exact. Haideți să nu ne punem în orgolile în cap. Suntem parteneri în educație. Adică, până la urmă, eu vreau ca acest copil să ajungă departe și eu ca profesor, pentru că, în ultima instanță, ăla se întoarce la școală, da? Vreau să mă salute pe stradă când mă vede. Să nu fugă când mă vede pe partea alta. Ați dat vreodată nota 1? Nu, pentru că nu am prins. La noi nu există la nivel universitar poți să le dezmatriculezi pentru copiat. În rest, nu. Cum să vă spun, nu se poate aprecia neștiința elevului. Se poate aprecia doar știința. Nu poți să spui tu nu știi de 4, tu nu știi de 3, tu nu știi de 2. Nu, 4 înseamnă insuficient. Și de aici poți aprecia știința să cuantific pas cu pas. Adică de la 4 în sus ar trebui. Așa ar trebui teoretic să funcționeze lucrurile. Și de la 1 la 4 ce ar trebui să fie? Sunt note cu sens de comportament, da? Pentru că un copil care a copiat versus un copil care a scris ce știe el, dar n-a știut nimic, a lăsat foaia goală. Cel care a lăsat foaia goală, teoretic, nu se ia doar unul din oficiu. Știu că există mai multe criterii de clasificare, dar eu aș merge pe această variantă, în care, da, unul să rămână doar pentru zona asta. Este și un sens de umilință în ultima instanță. N-ai știut de unul, ce este asta? Haideți să spunem că iei unul pentru că ai avut un comportament deviant. Da? Și atunci, da, trebuie cumva să sancționezi, inclusiv prin notă. Dar în rest... La muzică. Nu contează la ce. Nu, aici a fost la muzică, zic, toată știu. Povestea și l-a dat în judecată și a șters-o. Dacă era la matematică, era diferit? Nu, n-ar fi trebuit să fie diferit. Mă gândesc. Nu există materii care să fie mai bune sau mai rele. Până în ultima instanță, cel copil poate să ajungă, un copil care ajunge la muzică, cineva care face actoria ulterior, da, uite, poate că muzică, poate să ia da? O notă mai mică la matematică și să ducă la să muzică cu note foarte mari și e important pentru el. Dar eu mă întreb un singur lucru. Rolul profesorului în clasă, în școală, în clasă, este de a motiva elevul. Ce a făcut acea profesoară să motiveze elevul respectiv? Știu, sunt și elevi cu probleme. De acord. Dar hai să ne uităm ce se întâmplă în ceilalți elevi din clasă. Da, dacă era singurul care a luat 1, e o problemă. Dar sunt și profesori unde este o pleiadă de nota 1. Sau note foarte mici. Și atunci, asta este un eșec al profesorului. Iar părinții în instanță, a dat cineva mesaj și a zis, credeți că părinții cu un statut mediu ar fi mers în instanță? Părinții acelui elev sunt magistrați, deci despre ce vorbim?
automat lumea cataloghează pe seama, au câștigat pentru că părinții au legătură, nu știu, justiție, nu? Corect. Da, și de asta, domne, ia uite ce s-a întâmplat. Dar părinții s-au dus acolo și au spus, domne, nu există o nota 1 pentru neștiință, exact, pentru fraudă, pentru alte lucruri. N-aveți și de ce nu să era în programă, din că ce am regulament, înțeles. Există un regulament de asta, nu? Exact, și am înțeles că nu era nici măcar în programă subiectul respectiv și atunci chiar nu are ce căuta. Nu poți să dai ceva din afara programei fără să anunți foarte clar dinainte, toată lumea să știe despre ce este vorba. Nu funcționează așa. Mâine la muzică o să învăț cum este muzica astrală și hai să o cântăm în cosmos. Ce facem? Ce punem acolo? Ce părere aveți de telespectatori noștri care îmi dau mesaje și spun, păi da, normal că a câștigat în instanță. Maică-sa e avocat, iar taică-su procuror militar, normal că a câștigat. Ia uite ce părinți are. Parcă lumea nu mai vede că de fapt a fost o nedreptate. Lumea se uită acum apă. O nedreptate și cineva care și-a rupt din timp să se ducă, că și asta, că mulți părinți poate ar mai face, de unde mă mai duc, acum mai dau în judecată, mai... Dar știi ce aș dori în toată povestea asta? Că toată lumea să-și cunoască foarte bine drepturile. Eu aș dori ca și un părinte, oricare ar fi statutul respectiv, să fie ajutat chiar de școală. Chiar de școală, să existe un consilier juridic în școală care să-l ajute cu problemele juridice. Da, domnule, tu ai dreptate. Du-te în instanță sau te ajut să te faci o plângere în instanță. Chiar împotriva profesorului și invers, să-l ajut pe profesor să facă o plângere împotriva părintului atunci când e cazul. Mă rog, aici nu e definitivă hotărârea, școala poate să atace. Da. Dar mi se pare tare, dacă știam eu pe vremea mea, să vezi ce dădeam în judecată. Eu amenințam. Da. Băi, deci copii, aflați de aici de la emisiune că dacă sunteți nedreptățiți la școală, puteți să dați în judecată școala, corect? Dacă ia pe nedrept, adică pe nedrept. Absolut. Eu imediat după Revoluție... Dacă vă bate vreunul la școală, puteți să dați în judecată. Nu că ar fi bine da, să fie. Imediat după Revoluție, tata era profesor și mi-a spus, vezi că nu mai au voie ăștia să vă bată. Că pe noi ne băteau, că înainte de Revoluție ne băteau. Și vezi că nu mai au voie să vă bată, e ilegal, nu știu. Și eu amenințam, vedeți că știu de la tata că nu mai aveți voie să ne bateți și că vă dau în judecată. Tot timpul eram, vă dau în judecată, eu așa eram. Procesoană. Cineva dă mesaj și zice, domn profesor, sunt unii profesori care motivează notele mici, pe principiu ți se urca la cap, lasă că e mai bine așa. Din păcate, și între profesori, eu încă o dată spun, sunt de partea profesorilor pentru că avem foarte, foarte mulți profesori, am bătut țara în lung și în lat, avem mulți profesori buni. Dar în orice sistem există și uscături. Din păcate, noi le amestecăm. În România asta funcționează prost, nu că nu avem oameni buni, le amestecăm. Toate lucrurile sunt la grămadă. Și atunci când sunt la grămadă, îi bagi mâna ca într-o cutie de aia în care nu știi ce ai până mai lăsat acolo. Ce o fi nimerind? Ce o să iasă de acolo? Asta e mare problemă. Haideți să facem un pic de ordine. Noi nu avem ordine în România. Asta e de păcate. Nu avem claritatea unor lucruri. Exact cum e și cu... Ai dreptul să dai în judecată, ai dreptul și tu ca profesor să dai în judecată. Toată lumea are un drept și să simt clar că este acest drept și dacă celălalt știe că eu am un drept, s-ar putea să se ferească. Cineva zice în felul următor, am fost târât prin procese de către un părinte pentru nota 8 la o lucrare. După 2 ani de judecată am câștigat, nota fiind acordată corect, după un barem anunțat înainte. Un profesor. Un profesor. De acord. Se întâmplă acum, și excesiv. Nici asta nu mi-aș dori. Și 2 ani să te târnă. Nu da, se poate judeca asta nu mi se repede. Pare normal, adică să te dai așa în judecată pentru orice notă și așa. Nu, dar să fie mai repede, adică să fie... De asta cred că trebuie claritate, exact, a zis foarte bine. Exact. Fie claritate, adică... Adică să știm foarte clar care sunt cauzele, care să nu fie și instanța ar putea să nu accepte anumite tipuri de cauze în momentul în care lucrurile sunt vădit fără dovezi în ultima instanță. Adică și aici ar putea să existe un plus, pentru că tocmai ducem în derizoriu un lucru care este un drept. Da, da, da. Și cineva a dat un mesaj și a zis, domnule, eu cred că părinții nu au făcut bine, nota este notă și nu se poate așa. Sper să apar la TV, iată, David a apărut la TV, că, domnule, nota este notă, de ce o contești? Așa ar contesta toți părinții toate notele, că sunt nemulțumiți. Da, ai dreptul să contești orice notă. Ai dreptul să contești o notă. Când dă un examen, David va da examenul vieții la facultate, va da licență, poate contesta nota. Numai examenele orale nu pot fi contestate. Este scris. Este examen scris acest examen. Și poți să contești și în instanță, știu, nu? Poți să contești oriunde, dacă chiar crezi că ai dreptate. Da, într-adevăr, eu cred că ar trebui să existe... asta e o problemă pe care noi nu avem repercursiunile. Celui care a făcut 10 procese, a dat pe toți în judecată, ar trebui să plătească de undeva dacă nu a avut dreptate. Acum mă gândesc dacă pot să dau pe cineva în judecată de acum vreo 20 și ceva de ani de când am venit. Păi se poartă, s-a prescris. La Hollywood se poartă, nu? Se poartă, da, păi da, exact, dar acum fac o campanie și mi-aduc aminte acum 20 de ani. Și acum văd 2-3 profesori de-a dumneavoastră în față, încep să tremure în fața televizorului și aduc aminte. Vreau să vă zic ceva, am un mesaj foarte clar pentru dumneavoastră, pot să vi-l citesc? Vă rog. Sigur, fără probleme, da? Nu am nicio problemă. A zis cineva în felul următor, Măruță, vă rog frumos, promovați omul ăsta la învățământ ca ministru. Gândește mai bine decât actualii. Ce să vă zic? Vă vrea lumea acum, vă vede acolo la minister. Da, vă dați seama că tocmai mi-ați spus o chestie ca să nu mă cheme nimeni nicăieri dintre decidenți sau superiatul. Nu.
Nu e... Doamne, da, vreau să vă spun, am avut aici la emisiune, la Sosurile Picante, viitorul președinte. Nu știu în care e, că am avut 6 candidații la emisiune, dar unul din ei, posibil, mai mult ca sigur, 90%, să aibă șansă, că mai sunt și alții care nu au venit. Da, să zicem că l-am avut pe viitorul președinte al României, așa că poate l-aveți și pe viitorul ministru al învățământului. Nu v-ar plăcea, serios? Nu. Mi se pare că vorbiți foarte, cum să zic, Iana, foarte clar, așa și foarte totul. Nu neapărat, să vă dau un exemplu, dacă avem 2 minute, e chiar interesant. La un moment dat a trebuit să țin un discurs în fața Academiei Române despre Spiru Halep. Se împlinea o perioadă rotundă de la moartea lui și am zis ce să spun eu în fața academicilor ca oamenii să nu știe. Și atunci am început să citesc un pic despre viața lui Spiru Halep. Noi încă avem foarte multe lucruri în sistemul de învățământ care le-a creat Spiru Halep, da? Acum 100 de ani, deci este ceva îngrozitor. Din acest punct de vedere, că nu e normal să nu mai modificăm nimic, exact. Dar atât de bune au fost. Și am citit ce interpelări avea în Parlament, a avut 3 mandate Spiru Halep, ca ministru. Spiru Halep era un minte luminată, era extraordinar, pentru că făcuse doctorat în Franța, trebuia să rămână acolo academician, profesor universitar, totuși a venit în România. Bun. Interpelări din Parlament. În Parlament, Spiru Halep era interpelat de opoziție. Nu spun cine era în opoziție. Cine ne interpela în opoziție? Titu Maiorescu. Da, adică cam asta era jocul. Da, asta era nivelul. Dar dacă o să citiți acele interpelări, o să ziceți că cei doi erau ca să vin cu curat. Deci pur și simplu erau atât de goi de conținut și de patriotari goi, exact ca să vin cu, exact românica mea, etc. Și atunci cum se pupă cele două? Pentru că un astfel de politician, dar nu mai avem astfel de politicieni, care cu politicienii ceilalți să fie lup ca ei, și să fie un creator în partea sa altă, un om deștept, dar care știe să lupte și în politică. În politică. Asta a fost Spiru Halep și de-aia a creat sistemul românesc de învățământ modern, încă stă pe fundamentele create de el. Foarte interesant subiectul de astăzi, oameni buni. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru mesaje și să știți că sunt multe mesaje. Sunt multe mesaje, domn profesor, și pentru dumneavoastră. Le avem aici. Vă mai citesc. Felicitări pentru invitat. În fiecare zi ar trebui astfel de invitație ca să avem ce învăța. Felicitări, domn profesor. Vă cunosc de la școală. Ia uite, foarte, foarte tare. Oameni buni, Ion Ovidiu Pânișoară, Enciclopedia Metodelor de Învățământ, dacă vreți să aflați niște lucruri, și Lumea Emoțiilor e un joc pe care puteți să-l jucați cu copiii în familie, corect? Mulțumesc frumos! Eu le-am adus pentru dumneavoastră, nu s-a apar aici, dar mă bucur! Eu zic să împărtășesc cu toată lumea, să știe veștile bune. Vă mulțumim mult de tot, domn profesor, că ați venit! Vă mulțumesc foarte mult! Ioana, îți mulțumesc mult de tot că ai venit și în fiecare marți ne vedem aici, da? Ne vedem marțea viitoare! Haide că a fost un subiect foarte interesant. Ne